Cel mai important pelerinaj din țară a ajuns aproape la final. Mâine, probabil, racla cu moaștere Sfintei Parascheva va fi luată din curte și dusă înapoi în Catedrala Metropolitană, de la Iași, acolo unde ea stă tot restul anului. Au fost peste 230.000 de oameni care s-au rugat la cuvioasă și care i-au lăsat și bani pentru îndeplinirea dorințelor. Și dacă ar fi să facem un bilanț, din punct de vedere financiar, nu a fost deloc rău. Preoții au strâns peste jumătate de milion de euro, cu care nu mai ei știu ce vor face. Sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm. A fost un pelerinaj maraton la Iași. Aproape un sfert de milion de pelerini au ajuns la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva în timpul celor 6 zile cât a stat aceasta pe baldachinul decorat somptos cu flori uriașe. Bătrâni bolnavi, cu copii sau fără, cu toții s-au aliniat evlavioși la coadă și au așteptat chiar și 18 ore ca să ajungă să atingă racla. Stau de la ora 5 de dimineață. Lăsați și acatist? Da, lăsăm și acatist, tot am bătut drumul până aici. Și cât puneți? 15 lei, 10 lei, ce credeți că... Cât putem? Și oamenii pot, chiar dacă sunt prost îmbrăcați, chiar dacă nu au bani să-și cumpere mâncare sau medicamente. La Sfântă nu se vine niciodată nepregătit. Trebuie să dăm ceva, cât de puțin. Așa trebuie să punem și noi ceva. Acolo, măcar 10 lei. 20! 20, 20 de lei, da. Așa lăsați în fiecare an? Lăsăm și mai mult când putem. Cât ați lăsat cel mai mult? 50. Puneți și acatist? Da, normal. Pentru acatist, Dumnezeu de sus vede. Dumnezeu, în principiu, nu are treabă cu banii din acatiste, sau cel puțin nu scrie în Biblie că ar avea. Chiar și așa, însă, pelerinii țin morțiși să lase câțiva lei pentru cuvioasă, pe care îi iau preoții însă. Câte 10, 20? 20, doamna, da. Cât vrea Dumnezeu, cât avem, cât avem de pe la așa-i. Și astăzi cât va lăsa buzunarul? Păi, cât avem, de pe posibilitate, de pe... Dar vreodată fără bani ați lăsat? Nu, păi fără bani, nu poți să fii fără bani. Nu, dar nu puteți lăsăm hârtia goală, că de Dumnezeu. Și dacă cineva nu i-are... Să împrumută! Pe asta se bazează probabil și preoții care, an de an, scot bani frumoși din afacerea sfântă de la Iași. Anul acesta, dintr-un calcul simplu al nostru, dacă fiecare enoriaș a lăsat doar câte 10 lei, înseamnă un câștig pentru biserică de jumătate de milion de euro. Cifrele oficiale însă vor fi anunțate peste câteva zile, când se va face monetarul.